În episodul de astăzi. Și atunci sistemul funcționează super ok. Am făcut toată zona asta. Pam, 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 pam. Hai să-i dăm ok și bum. Bă. Pe bune că pe asta nu o vezi, e aici lângă tine, uite cum stăm anticor acolo, de ce nu ataci? Salut! Eu sunt Ciobi și bine ați venit la un nou episod pe canalul meu. Un nou episod din data serie numită Zombie Apocalypse. Înainte ca acest episod să înceapă, nu uitați să apăsați pe butonul de like și pe butonul de subscribe și nu uitați de clopoțelul magic care trimite notificări de fiecare dată când postez eu un nou episod pe acest canal. Și haideți să nu mai lungim intro-ul ăsta și să înceapă episodul. Băieți, începem un forță episodul de astăzi cu bățrâi care ne atacă și vor să ne omoare și chestii de genul ăsta. Și uită-l pe ăla cu TNT-ul. Băieții mei s-au adunat aici, într-adevăr a trecut noaptea, am scăpat cumva de o parte din ei. Au mai rămas așa câțiva și văd că mă cam supără băieții ăștia. Hai să vedem cum le dăm. Bam, 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 bam. I-am împrăștiat, trebuie să recunosc că le-am dat la joale grav. Nu știu ce fac turetele astea, sunt cam prea puține băieți turete. Uite ăsta de aici, nu știu, mai are energie, are energie, are tot ce trebuie. Și ce s-a blocat așa? Bă, ce ciudat s-a blocat asta. Salut! Te trezești, uite acolo. Bă, dar de nu-i mai vede, ești nebun, nu-i mai vede de după zidul ăla sau care e faza? Asta de aici cred că trebuie scoasă, băieți. Stai să vedem. Așa, ok, și dacă o plasez din nou? Bă, nu mai vrea să mai tragă și energie are, nu înțeleg. Sau poate chiar nu-i vede de după zidul ăla. Da, uite, cum i-am pus eu acum în poziția asta, ar fi trebuit să ajungă la ei. Se întâmplă ceva cu tureta asta. Sper doar să nu mi se fi buguit astea modurile. Deși am văzut că astea la alte trag. Hă? Aici e ceva? Au, au, au. Ok, cred că am scăpat de ei, băieți. Au pe tată ce e aici, ești nebun. Uite cum stă XP-ul. Fii atent cum stă XP-ul pe aici. Uite, poate luăm și un slime să-l învățăm. N-am luat niciun slime, ești nebun. Bă, dar de ce mă, ce cu musca asta? Cu ce are musca asta? E nebună. Ok, ok. Da, trebuia să vă arăt chestia asta. Am modificat câteva lucruri pe aici, dar m-am dat jos prima oară să văd dacă au mai încercat ăștia să sape cumva pe sub, să ajungă la mine din nou. Vedem, mă mai uit pe aici prin jur, mai inspectez situațiunea că s-a... Da, asta trebuia să fac, da, e perfect. E un episod superb, ești nebun, început de episod superb. Oricum voiam să ajung aici sus, ca să vă arăt ce s-a mai întâmplat pe aici, băieți. Am făcut toată zona asta. O să plasăm panouri solare. Trebuie să am mare grijă cum plasez panourile, că s-ar putea să știe să le spargă și pe astea. Și chiar dacă le sparg, să nu le plasez cum e sticla, de exemplu, și să poată intra la mine. Trebuie să le plasez deasupra blocurilor ăstora și dacă se sparg panourile, aia e, știi? Dar nu vreau să fie problema asta cu spartul panourilor și să poată să intre, să fie o ușă cumva de acces către mine. De aia am insistat și am vrut să zic chestia asta. Pe lângă chestia asta, hai să mai vedem, mai dăm o tură pe afară. Mă uitam să văd, ok, m-am uitat la ăla, nu s-a schimbat nimic, e la fel, nu știu, ăsta e tot aici în fața ușii, mie mi se pare la fel, nu mi se pare nimic schimbat la el, bănuiesc că nu s-a schimbat nimic și că nu am deranjat pe cineva mai tare de atât ca să poată să ajungă la noi și să ne dea omorul, că parcă n-aș vrea, parcă totuși aș vrea sincer să stau liniștit o perioadă. Astea o să le bag aici, vedeți foarte mult EMC, da, știu, foarte mult EMC am băgat aici, încă mai am chestii la băgat pe aici, mai am diamond dust-uri dintre astea. Știți că voiam eu să fac cabluri de alea? Ce îmi lipsea mie pentru cablurile alea? Îmi lipsea ceva. Glass fiber, parcă se numeau. Știu că pot să... Nu știu dacă am renunțat la ele. Silver dust-ul ăsta îmi lipsea mie. Bă, nu e greu de făcut, dar cum facem astea, știi? Trebuie să facem un crusher dintre ăsta. Un thermal centrifug dintre ăsta, care se face cu mining laser, care se face cu advanced alloy, care se face cu compresor, deci trebuie să mai facem chestii să ajungem la nivelul ăla și momentan o să mă bazez pe cabluri, dar vreau să facem ceva, ceva șmecher, cred. Hai să vedem dacă putem să craftăm un alchemical ceva. Uite, un alchemical chest dintre ăsta. Știu care e MC, dar vedem dacă putem să-l craftăm. Trebuie să facem câteva crafturi. Și nu sunt greu de făcut, dar trebuie făcute ca să putem. Trebuie să facem niște dusturi de care o să avem nevoie probabil pe viitor. Adică astea. Așa, după aia trebuie să-l fac pe ăsta albastru care se face cu redstone și cu o bucată de iron. Și celălalt cum se făcea? Cu... Ok, îmi trebuie un... neapărat trebuie să fie de ăsta? Da, băieți, trebuie să fie neapărat charcoal și nu știu dacă am charcoal, dar hai să facem rost de un charcoal atunci. Mergem aici la furnace-uri, băgăm să facem rost de un charcoal, craftăm. Da, știu, am transformat, mamă, The Blood Moon, vine, vine.
vine băieți, vine primăvara. O să încerce să ajungă la mine, sperăm să nu reușească să ajungă. Uite, mai am pe aici Diamond Dust, o să-l păstrez pe viitor, că sigur o să am nevoie de el. Trebuia să mai fac alea. Ok, dă-mi asta, așa, și cu ceva cobblestone care îl găsesc undeva prin zonele astea, mulțumesc frumos. Uite așa, bam, și facem treaba asta, am rezolvat frumușel, mamă ce-mi place modul ăsta, jur, îmi place mult. Pe lângă chestia asta avem nevoie de un chest, de două bucăți de stone, un diamant și două bucăți de iron stone. Stone-ul, stăm bine cu stone-ul, eu nu prea văd stone-ul pe aici. Uite alea, hai să vedem, facem o chestie, punem așa, learn, da, și venim aici, scrie stone și pot să iau direct de aici să nu mai bat capul, da? Pe lângă chestia asta pot să învăț oak chest-urile astea, cred că pot să le învăț destul de ușor, o să-l pun acolo, nu prea mai contează, și două bucăți de iron și un diamant, da? Un diamant avem aici, așa, așa, și două bucăți de iron. Așa, pot să mai pun niște gold dintre ăsta? Nu mai știu cum îl făceam. Așa, pun, deci în macerator punem gold ore, dar nu știu dacă mai am, cred că de aia nici n-am pus, că nu mai aveam. Ok, nu mai contează atunci. Bun, și hai să vedem dacă putem crafta un alchemical chest. Cu alchemical chest ăsta noi putem să facem alchemical bag-urile astea, care se fac destul de simplu, dacă mă întrebați pe mine, doar că trebuie să învăț chestiile ca să nu uit să le învăț după aia, da? Deci noi am învățat lână acum, deci teoretic pot să iau lână asta de aici și să o folosesc lejer, da? Nu vreau aici, vreau aici. Cum se face asta? Se face ce am nevoie. Păi am lână, nu-i white. Am lăsat-o acolo. Ok, o lăsasem în partea cealaltă. Nu înțelegeam de ce nu pot să fac. Cam white wool, știi? Și acum mi-am făcut un storage dintre ăsta mai mare decât... Știți că eu am un backpack în spate, uite. Și mai am și storage-ul ăsta. Și atunci pot să umblu și cu ăsta la mine și cu backpack-ul și avem spațiu căcălău, cum s-ar spune. Și putem să stocăm destul de multe iteme. Eu aud alea că funcționează pe afară. Nu știu dacă le auziți și voi. Trag grav în oamenii răi de pe afară și cred că o să mergem și noi puțin să le ajutăm, doar așa ca să facem episodul mai interesant, băieți. Hai să vedem. Știi ceva? Hai că eu am foarte multe diamante. Hai să-mi fac și o armură măcar de diamant. De ce zic măcar? Pentru că avem armuri super puternice, dar nu avem noi momentan cum să le facem, dar măcar o de asta de diamant, așa. Easy, neînceantată, ne nimic. Mi-o fac și o bam, că diamante sunt, Doamne ajută, și putem să facem rost de diamante și mai multe. Hai să vedem ce fac băieții. Haideți băieți, unde sunteți? Ia uite cât sunt, ba, mamă ce am văzut ușor, că te-am văzut. Stai liniștită că te-am văzut. Aute ce împrăști. Mamă, s-au terminat gloanțele. Bam. Dar fraier, că au săpat acolo și acum nu se mai pot urca și să rămân blocați, știi? Nu-mi pare rău neapărat, dar în afară de manticore la înălțimea asta, nu știu dacă are cineva ce să mai facă. A, uite, mai sunt ăia pe acolo la... Bă, dar ce ciudat e ăla. Uite ce ciudat e ăla. De ce e luminat acolo? Vedeți? Unde e manticura? E luminat, vezi? O să ajung până acolo? Da, uite că am ajuns. Uite, îi trag în ăla gras. Grasul. Ok, n-am avut gloanțe. Da, nu v-am spus, ei sunt fraieri acum, că ei au săpat pe lângă și s-au blocat și nu fac decât să... Uite că trage și asta până la urmă. Haide, te-ai gândit. Da, slabe astea, sunt foarte slabe și trebuie să facem upgrade-ul la turete. O să ne ocupăm pe parcurs și o să adăugăm ceva mai multe turete, o să mai punem și pe acolo. Dar trebuie să vedem cum le alimentăm, trebuie să mai fac generatoare, trebuie să am mare grijă de ele. Totuși trebuie să fac upgrade-uri la panouri solare și chestii de genul ăsta ca să fie treaba bună. Acum ne mai distrăm puțin cu zombii ăștia, că acum pe bune e o distracție chestia asta cu zombii, după cum știți. Ok, nu mai am gloat. Nu prea mai ajung la baza asta, e aproape imposibil să ajungă la mine. Dan, băi, dacă ne mai tot suntem la nivelul ăsta, hai să facem și noi o bazucă, ești nebun, am făcut, păi am uitat să o colorez, voiam să o fac mov, ok, am armea numai albe, adică la modul, de ce mi-am făcut tot o armă albă, n-am să înțeleg niciodată, asta e de acum, cred că cu astea merg, nu? Parcă așa știu eu, hai să asamblăm și noi niște, ce scumpe, mamă, vezi că scumpe rău. Hai să facem niște grenade dintre astea, că văd că... Ok, deci mănâncă practic o grămadă de chestii de genul ăsta. Asta este... Stați liniștiți, că o să schimbăm chestia asta cât de ușor. O să facem rost de EMC și o să vedeți voi ce distractiv o să fie după ce facem noi rost de EMC. Hai să încărcăm bazuca asta. Numai una bagă în bazuca. Nu știu ce să zic. Hai să vedem care e treaba cu bazuca asta. Ea arată... Ia să vedem. Arată interesant așa în mână, dar e micuță rău, nu? Ok, nu știu dacă mă ajută dacă îi dau... mamă, cum arată! Bă, dar parcă aș vrea să o testez când sunt mai mult. Nu sunt mai mulți prin zonele astea alte. Nu sunt mai mulți, ok, deci acolo sunt momentan. Trebuie să aștept noaptea ca să vă arăt vouă cum arată chestia asta. Bun, hai să vedem totuși. Parcă aș vrea să testez... Bă, dar nu știu cum să...
Uite-l cum stă aia. Stă în lavă? Păi de ce nu moare în lavă? Ok, foarte ciudat. O să încerc să ajung la ei, băieți. Opa! Așa. Și haideți, băieți, veniți încoace. Stai că stai călarea pe cățel. I-a murit cățelul. Aleșina cățelul, ce ai făcut? Ce ai făcut dacă aleșina cățelul, ce ai făcut? A? Ce ai făcut? Hai să vedem. Hai să-i dăm. Ok și bum! Bă, las-o. Bă, las-o încolo. Dar mai mult stric harta și baza mea decât ai de viața mea. Uite ce am făcut aici. Da, fă-ți bazuca, ați spus. Fă-ți ciobi bazuca, că omori mai mulți dintr-o bucată. Aha. Bazuca am făcut. Ia uite bazuca, uite l-a spus TNT pe acolo. Bazuca am făcut, mă atacă. Păi mă atacă musca. Uite ce mi-a făcut, ia, uite ce s-a întâmplat. Fă-ți bazuca aici, ați spus fă-ți bazuca, nu? Bă, am aruncat grenada. Bum, mai arunc una, ia. Bum, și TNT-ul. Ai de viața mea. Deci dacă mă întrebați pe mine acum, eu practic i-am ajutat pe ei să sape pestul de desubt cumva să ajungă mai repede la mine. Da, asta am făcut eu acum. De viața mea. Păi dar nu mă mai ajută zidurile. Vă știți treaba asta, nu? În momentul de față, săpat dita mai gaură aici și nu mă mai ajută zidurile și vă spun și de ce. Pentru că ei nu o să mai fie acolo, la înălțimea aia acolo, știi? Adică nu o să mai ajung acolo să poată să tragă ăștia, turetele să tragă în ei, pentru că o să se blocheze fraierii ceva de genul ăsta pe aici. Partea nasoală e că o să înceapă să sape pe dedesubt. Și eu acum trebuie să fac ceva, să aduc la nivelul ăsta măcar, cumva, să poată cumva să ajungă și ei. Nu mă înțelegi greșit, nu vreau să ajungă la mine, dar nici să sape pe dedesubt cumva, știi? Aș vrea să fiu protejat măcar. Pe dedesubt poate găsește vreo cale de intrare, am ratat eu vreun spot pe acolo, vreo zonă și o să sape. Uite cum o să sape aici, vezi? Uite, ăsta a încercat să ajungă. Uite cum a săpat. Uite. Deci a săpat pe aici ca să ajungă la mine acolo de desubt, ca să înțelegeți ideea, știi? N-aș vrea să se întâmple treaba asta totuși și trebuie să văd cum plasez blocurile ca să fie treaba bună și să nu ajung. A dispărut un bloc de aici. Mamă. Ca să trecem la chestii mai serioase, va trebui să facem un energy condenser care se face iar cu un alchemical chest. Partea nasoală e că eu nu am învățat acest alchemical chest. De ce nu mi-ați spus, băieți? De ce nu mi-ați spus că eu n-am învățat acest alchemical chest și că eu acum trebuie să stau să craftez din nou. O să iau două de astea de aici. O să iau un diamant, o să iau un chest și ce mai trebuia, că nici nu mai știu. Și să nu uit să-l învăț. Deci aduceți-mi aminte să-l pun, să învăț acest alchemical chest ca să nu mai am probleme. Pentru că eu am un talent, băieți. L-am învățat și l-am uitat eu, nu cred, nu, că l-am făcut direct, nu l-am învățat, normal că nu, l-am făcut direct bag din ăla și nu l-am mai învățat, uite așa frumos, ca după aia să pot să-l iau și eu de aici, băieți, să nu trebuiască să craftez de fiecare dată, la fel și chestiile astea, da, frate, să le iau direct de aici, nu le stau de fiecare dată să iau, să fac, să drag, să nu știu ce, și atunci, de fapt nu, lasă-l înapoi aici, vreau să fac un de ăsta, da, îmi trebuiesc niște obsidian și niște diamante, așa, o să iau 4 bucăți de obsidian și diamante parcă mai am eu aici că mi-a mai rămas, nu? Uite frumos, aici 4 bucăți de diamante. Bun. Și acum putem să craftăm unde ăsta un energy condenser. Bă, am și să-l învățăm, da? Nu uitați, învățați energy condenserul. Bun, dacă ați urmărit seria mea de Tech It, e același principiu, sunt aceleași moduri aproximativ. Industrial Craft. Parcă din Industrial Craft erau pipe-urile alea prin care transportam iteme. Bă, se pare că nu le am, ha? Bă, eu am niște pipe-uri dintre astea, dar nu-mi dau seama dacă mining pipe, medium steel sau bronze pipe. Nu-mi dau seama dacă pot transporta iteme cu pipe-urile astea. Trebuie să vedem care e faza. Eu acum mi-am dat seama că eu de fapt nu am un mod care m-ar ajuta să fac chestia aia cu EMC și va trebui să-l adaug, doar că nu mai țin minte cum se numea modul ăla. Adaugă niște pipe-uri de tot felul de pipe-uri ca să putem transporta iteme cu ele și nu l-am băgat și atunci nu-mi dau seama dacă nu prea pot. De fapt nu prea pot să fac acum mare chestie că nu am acele pipe-uri. Ok, nu mai contează atunci. Încercăm să trecem peste și o să mă ocup de acele pipe-uri după aia și de tot ce ține de chestiile alea. Știți că am făcut eu alea, panourile solare? Am panourile solare aici, perfect, o să iau și ranch-ul ăsta cu mine. Hai să vedem dacă putem să încărcăm un bed box dintre ăsta cu energie de la soare. Dacă până la urmă despre asta e vorba, hai să băgăm aici niște gloanțe că s-ar putea să avem nevoie. Și mergem puțin în exterior pe aici, așa, cred. Haide, ia... Fii atent că trebuie să-mi iau viteză. Așa, tata. Așa, tot timpul. Haide, m-am blocat. Ești nebun, m-am buguit. Mamă, dar ce îmi place sistemul ăsta, mor după el. Trebuie să-l schimb neapărat. Așa, mergem aici frumos unde am pregătit spațiu și hai să vedem. Da, avem
energie solară, soarele sus, putem să testăm înainte să facem vreo trăsnaie și să pun, uite așa, 4 bucăți panouri solare, da? Hai să vedem, 3, 4, le vedem aici, arată bine, soarele intră, hai să vedem dacă intră și energia într-un bedbox, da? Hai să testăm, uite că încărcăm, perfect, încărcăm bedboxul ăsta de 400 de mii sou cât are el, cu panou cu energie solară. Bă, nu vreau să fac asta, în schimb voiam să-l schimb. Așa, cu shift, bun. Așa, el încarcă, ca după aia să pot să scot energia. Dacă vreau să scot energia, pot să scot energia prin partea asta. De exemplu, și să o duc în altă. Bine, nu o să rămân așa, o să schimb chestia asta. Voiam doar să văd dacă funcționează sistemul, să știu ce am de făcut mai departe, să-l schimb, să-l las așa. Deci, în principiu, el funcționează. Pot să-mi adaug chestiile astea, uite aici, că sunt mai ușor de adăugat în bag-ul ăsta. Așa, veți. Bun, perfect, am rezolvat. Trebuie să-mi aduc aminte să adaug modul ăla neapărat, da? Sper să nu uit până în episodul următor. Și să începe episodul și să nu-l fie adăugat modul ăla, că mă apuc de prăz practic. Ca să începem să facem niște fabrici dintre astea de EMC destul de mari, putem să facem un colector dintre ăsta, că e destul de ușor de făcut. În schimb, nu-mi place că nu am suficient EMC să-l fac MK2 și atunci, da, e ok să-l facem așa, da, putem să facem un colector dintre la MK1 și am văzut că se face destul de ușor. Putem să facem niște furnesuri să fie, facem și noi aici, furnes, un bloc de diamond, sticlă și glowstone. Uite aici glowstone-ul. Blocul de diamond îl facem rapid cu 9 bucăți și o bucată de sticlă pe care o luăm de aici, frumos, bam, perfect, bun, blocul de diamond, așa, nu știu dacă am învățat glowstone-ul, chiar nu mai rețin, așa, cred că era învățat, dar vreau să-l fac să-l învăț și așa, felul ăsta, da, tata, uite-l, perfect, și acum o să vin aici și să scriu, uite că am aici câteva, 6 bucăți îmi trebuiesc, uite așa, și putem să craftăm acum, cred că e ok. Între timp am băgat și modul ăsta cu pipe-uri și abia așteptam să-l bag, pentru că trebuie să facem chestia aia, ok, sunt zombie pe aici. De ce mi-e arată așa aproape? Eu cred că băieții ăștia au intrat pe dedesubt pe acolo pe unde am spart eu și ajung cât se poate de aproape de mine, dar nu sări. Pe bune că pe asta nu o vezi aici lângă tine, uite cum stă Manticor acolo, de ce nu ataci? Cred că au intrat pe acolo pe dedesubt, băieți. Ok. Verificăm toate posibilitățile pe aici să vedem dacă sunt intrați, dacă au reușit să intre, dar sperăm că nu. Și mergem frumos aici în ascunzătoare să încercăm să facem ce voiam eu să fac de mult. Între timp vreau să iau niște gold, nu știu cât o să-mi trebuiască, cred că e mult, cred că 4 bucăți suficiente, cu niște sticlă să facem niște pipe-uri dintre alea, de vă ziceam eu, de astea de gold, da? Ok, câte mi-a dat? 16, cred că e suficient, nu cred că am nevoie de mai mult, n-are rost. Am făcut energy collector-ul ăsta, l-am învățat, doar că de el nu am nevoie pentru sistemul ăsta, în schimb am nevoie de acest energy condenser, de un generator, de ceva cabluri, de maceratoare, cred că o să folosesc 4 pentru moment, nu știu dacă, eu zic că e suficient de mult, nu cred că am nevoie de mai mult și cred că cam atât. Mai trebuia ceva de ăsta, dar vedem dacă pot să le scot. Cred că mai avem nevoie de udă în transport pipe-uri dintre astea. Dar poate iese fără alea. Hai să vedem, hai să testăm. Poate iese fără. În direcția asta, ok, cred că trebuie să apăs 5 și trebuie să-mi iau ăsta, frumos. Unde vreau eu să-l fac? Uite, pot să o fac chiar aici, că nu e o problemă, nu e neapărat cea mai mare problemă. Doar că trebuie să am mare grijă cum construiesc, pentru că dacă construiesc aiurea, o să poată să vină ăștia la mine și nu vrem să ajungă până aici, așa, tată, cu blocuri dintre astea reinfort, ca să nu avem probleme, și cred că aici nu era, era ok, dacă rămâne așa, doar că trebuie să mai aduc să mai înlocuiesc acolo, dar mă ocup imediat, hai să vedem, să le luăm, dacă tot suntem aici, mergem să luăm blocuri, să fim 100% sigur că nu ajung în partea asta, uite aici, nu ăsta, ci pe astea le-am nevoie, bun, perfect, dar tocmai mi-am dat seama că eu de fapt am nevoie de astea puțin mai în față, doar că o să fie destul de în cale cumva, știi ceva, nici nu prea contează foarte mult, oricum pe mine mă interesează să fie util, nu neapărat să arate bine 100%, ci să fie o chestie utilă pe care să o folosesc să-mi produc ceva EMC, ceva mai mult, e un sistem pe care l-am mai făcut cu voi pe episod, nu e o chestie nouă. Așa, vine energy condenserul aici, frumos, vin niște hopere, 1, 2, 3, 4 hopere, ceva de genul ăsta, cu niște maceratoare deasupra, așa, e un sistem foarte simplu. În spate avem nevoie de niște cabluri pentru curent, să le dăm curent la toată treaba asta, și de un generator care poate fi pus, nu știu, pot să-l pun și, uite, acolo, de exemplu, sau chiar în spate, de ce nu, că nu are nicio legătură unde îl punem, important e să fie pus, da? Uite, aș putea să fac treaba asta,
să scot astea de aici, așa, și să înlocuiesc, uite, aici cu două blocuri, că oricum aici e lavă, e mai greu să ajungă băieții răi aici. Bun, și aici pot să-mi pun un generator să dea energie la tot sistemul. Iar după aia venim cu Golden Transport Pipe, care vin ceva de genul ăsta. Uite că am făcut achievement. Și cam așa arată tot sistemul. Teoretic ar trebui să funcționeze, încă nu știu aici cum o să fac. Cred că trebuia să las un bloc ca să nu se conecteze în mod direct cu el. Cred că ar trebui să-l aduc până aici, doar că nu o să mai am acces în partea asta din spate. Nu-mi place treaba asta, nu-mi place deloc. Hai să scoatem. N-am un wrench la mine. Hai că știam că am luat astea la mine. O să fac de 3 oare? Hai că-l facem de 3, până la urmă nici nu prea mai contează foarte mult, o să facem altul după aia, știi? Ăsta o să rămână așa, doar că ca să nu se conecteze cu tot sistemul, să nu avem probleme, o să pot să pun, nu știu, un bloc de lumină, de exemplu, aici, oricum că cu ăsta nu se conectează și nu are treabă, nu mă interesează foarte mult. Și acum, teoretic, avem un loop foarte, foarte șmecher. Hai să vedem dacă și funcționează acest loop foarte, foarte șmecher. Trebuie să aducem energie, în primul rând, către acele, uite așa, luăm niște block of coal, așa. După aia trebuie să vedem niște blaze powder, să facem roduri dintre astea. Nu pot să iau foarte multe, dar o să iau câteva să fie aici. Așa. Și teoretic eu trebuie să pun aici la multiplicat un blaze rod, ceva de genul ăsta, care să circule după aia și să transforme în blaze powder și din blaze powder să ajungă blaze rod, și am făcut un sistem aici foarte, foarte șmecher și facem treaba asta. Și văd că, hai să vedem dacă, da, cred că o să am nevoie de wood în transport pipe până la urmă, că nu pot să fac chestia asta și cred că o să fac sistemul altfel, o să-l aduc până în spate la nivelul ăsta de aici, că oricum va trebui să pun ăla de scos iteme, iar după aia să vină ceva de genul și pe aici prin spate să scot eu itemele din acest bloc și atunci teoretic eu pot folosi și ăsta de aici, să-i pun macerator deasupra, destul de lejer. Uite așa, tată. Hai că facem să fie bine, nu vă faceți griji, o să iasă ceva super, super ok și o să vedeți și voi că e destul de ușor de făcut, doar că partea nasoală e că trebuie să am mare grijă. Trebuie să am mare grijă cum poziționez și hopperle, că am impresia că n-am poziționat nici hopperle bine, dar ok. Asta de aici, teoretic, ar trebui să fie cu direcția către... Așa, tată. Gata, tată, l-am rezolvat. Bun, 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 bun. Uite, aș putea poziționa chiar aici lumina, de ce nu, că oricum avem nevoie de o lumină în zona asta. Bun, am plasat totul bine. Trebuie să mai facem wood transport pipe și ceva engine sau ceva de genul ăsta. Hai să vedem, engine. De asta de redstone, care se face destul de ușor. Nu mai știu dacă am învățat pistoanele. Piston, am învățat pistoanele, trebuie să craftăm un piston. Avem nevoie de asta, de asta, de niște cobblestone. Așa, și de niște lemn. Atat. Hai să craftăm și un piston să fie acolo craftat. Uite, să luăm pe ăsta de aici. Bam. Ca să facem acele ghiruri, trebuie să facem din lemn. Sperăm să le putem învăța și pe ele ca să nu avem probleme. Da, au EMC, ceea ce e foarte bine. Învățăm pistonul, învățăm ghirurile să fie acolo lăsate și câte am nevoie? Am nevoie de două. Mai luăm una de aici, luăm o bucată de sticlă fix de aici și cam asta e toată șmecheria, băieți. Bun, rezolvat o parte din șmecherie. Craftăm engine-ul ăsta. Aha, da, tată. Și trebuie să mai facem un redstone torch, care se face destul de ușor, nu avem o problemă cu chestia asta, ca să putem activa. Da, uitasem de pipe, de pipe-ul de wood, nu? Pipe-ul de wood. Se face cu două bucăți de lemn și o bucată de sticlă. Era clasic, nici nu știu de ce nu m-am așteptat la treaba asta. Ne dă o grămadă de wooden pipe-uri dintre astea. Haideți să le și învățăm să fie, că văd că au și ele MC, să fie pe aici, să le pot lua direct după aia, să nu trebuiască să mai stau după ele. Bun, și hai să vedem dacă mai știu să fac sistemul ăsta să funcționeze, că de făcut îl fac eu, dar să vedem dacă și o să funcționeze. Trebuie să punem un transport pipe dintre ăsta de wood și după aia să venim unul fără până aici așa. Iar de aici, ca să putem să facem sistemul să funcționeze, trebuie să punem un redstone dintre ăsta și să scoatem blocul ăsta de aici, pentru că va trebui să activăm toată șmecheria cu un redstone torch. Hai să vedem dacă merge într-o parte. Păi eu cred că ar trebui să funcționeze acum. Hai să vedem. Ăsta nu multiplică pentru că nu prea are ce. Dar noi dacă punem aici în maceratoare, la macerat de ăsta, ar trebui să obținem câte? 2, 3, nici nu mai știu câte trebuie să obținem. Să facem un loop așa continuu. Hai să vedem. Nu mai știu câte ne dă. Sper să ne dea suficiente să funcționeze. Nu mai știu. 4 bucăți. Și dacă punem aici, ne dă 2. Bun, asta era. Ăsta e loop-ul. Și el s-a dus, bam, și bagă din nou. Și bagă din nou și bagă, uite și bagă, le scoate ăsta, le duce acolo și am făcut un loop dintre ăsta care o să umple toate maceratoarele la un moment dat și după aia noi putem să folosim excesul de blazuri să facem
EMC. Bă, nu e mult, știu că ăsta avea vreo 2000 parcă înainte, acum are ceva mai puțin dacă nu mă înșel, dar bă, nu, la fel era, ok, la fel, nu mă băgați în seamă. Excesul de ăsta putem să-l folosim după aia să facem diamante, să facem tot tacâmul și atunci sistemul funcționează super ok. Bun, cam atât cu episodul de astăzi, am făcut ce am avut de făcut, într-adevăr, îmi place super mult că am reușit să fac chestia asta. Ne vedem în clipul următor ceva mai multe update-uri și sper eu, Doamne ajută, cu sisteme de genul ăsta mult mai frumoase și să ne ajute să scăpăm de toți mobii ăștia, toți zombii ăștia de afară. V-am țucat, pa!